S-a terminat. Am mai luat încă una. Exact acum am ajuns la stația de tren și a trebuit să-i întreb ăștia pe aici dacă mă lasă să fac o poză și eu am spus da, chiar dacă eu filmez. Vreau niște apă, doar că ăștia n-aveau apă și au dat niște haine. Măcar asta cred că mă lasă să filmez, să arăt și o belicică asta, că se văd cât de bine arată. Din punctul meu de vedere, în ultimii 100 și ceva de ani, din câte mi-aduc eu aminte, de când eram eu tânăr, așa, omenirea a trăit trei etape ale imperialismului. Primele două, care nu sunt foarte relevante pentru acest subiect, avem imperialismul de tip sovietic, pe care îl cunoaștem foarte bine și știm cât se poate declar că mai nimeni nu a fost de acord cu acea formă, pentru că a fost o formă violentă, putem spune, o formă care nu aducea mari beneficii țărilor ce erau aciuate Rusiei pentru a crea fosta URSS și știm cât se poate declar de ce și cum a căzut, nu are sens. După care avem tipul de imperialism capitalist, să-i spunem așa, și anume cel impus de americani, care se poate vedea peste tot pe această planetă, care are și părți negative și părți pozitive. Una dintre singurele părți pozitive pe care o putem observa aici din punctul meu de vedere este cea dată de faptul că americanii în principiu, când vor să cucerească undeva, se duc acolo, investesc bani, văd țara respectivă ca pe un business, după care vor să scoată bani de acolo. Ei, și dragi prieteni, cel de-al treilea tip de imperialism este cel făcut de chinezi, care este departe și cel mai interesant. Nu știu dacă știți, dar în momentul de față sunt extrem de multe construcții, sau mai bine aș putea spune tot ceea ce se construiește în Africa, se construiește cu bani de la chinezi. Și nu, acestea nu sunt investiții în adevăratul sens al cuvântului, pentru că chinezii nu doresc să obțină cine știe ce profit financiar și știu cât se poate declar că țările respective de aici nu vor putea întoarce niciodată banii aceia, ci pur și simplu investesc pentru influență. Tot ceea ce se construiește în Tanzania, tot ceea ce se construiește în Kenya, tot ceea ce se construiește în Uganda, tot ceea ce se construiește în Africa de Vest, aproape de Africa de Sud, nu mă refer la țară, mă refer la partea sudică a continentului african, absolut tot se face cu bani chinezești. Iar astăzi o să vedeți exact cum au reușit chinezii să se facă foarte iubiți aici în Kenya prin faptul că au construit cel mai tare tren din întregul continent african, un tren care este mult mai bun decât trenul din America de Nord, un tren care poate să se bată oricând cu calitatea trenurilor pe care noi le avem în Europa. Bine, nu România, că ăștia sunt clar peste România, o să vedeți, mă refer la trenul din Germania. Deci trebuie să știți chestia asta cât se poate de clar, pentru că au avut nevoie de influență, chinezii au venit, au băgat aici zeci de miliarde de dolari, fără să se aștepte Că vor recupera voata acei bani, și pur și simplu făcând acele investiții pentru influență. Eu vin, îți fac ție infrastructura în țară, iar tu îmi dai mie acces, de exemplu, cum se întâmplă la porturi, eu vin, îți construiesc un port, nu poți să-mi dai bani în orice fel de problemă, dar pentru 99 de ani eu pot să folosesc acel port fără a plăti taxe. Deci este un studiu de caz foarte, foarte interesant pe acest subiect, dar acum haideți să vedeți cum vă va da pe spate trenul de aici din Kenya. Uitați cât de mișto poate să fie acest terminal, frate. Absolut ireal. Nairobi Terminus. Au făcut bine chinezii ce au făcut. Chiar arată ultra futuristic, frate. Nici o șansă să filmeze aici ceva, frate. Deci nici o șansă. Mi s-a spus clar că nu am voie să filmeze în terminal. Să vedem acum dacă măcar mă lasă să filmez în aia, cum îi spune, în tren. Sper că acolo în tren să mă lase, cred că să filmez, trag și eu câteva cadre. N-au verificat bagajele de 5 ori, dacă vă vine să credeți, e o experiență ireală. Măcar asta cred că mă lasă să filmez, să arăt și o belicică asta, trebuie să văd cât de bine arată. Ah, thank you so much. M-am luat-o frumos ca să aștept. No, it's okay, this one, it's okay, thank you so much. Looking nice. Și a luat Valentina cu 3 dolari un hamburger din ăsta, un hamburger, un hot dog și o băuturică. Au un sistem foarte mișto, ăștia de la clasa 1, au o întâietate. Deci noi am plătit biletul ăsta 30 de dolari de persoană, repet, clasa 1, și te bag într-un
VIP spot din ăsta, stai acolo frumos, adu de mâncare, îți plătești la sfârșit, nu trebuie să te duci până la restaurant, foarte mișto, și pe mă, te lasă pe tine primul să-și faci, să te duci în tren, și pe mă, îi lasă pe oamenii din spatele, adică pe cei de la clasa 1, clasa 2 și clasa, au și clasa 3, dacă nu mă cer, sau trenul ăsta nu știu dacă neapărat are. De ce două curățenii ieșită din comun, frate, nu m-am gândit vreodată în viața mea că o să văd, ia uitați locomotiva asta, că o să văd așa ceva în Africa. O avem și pe vale? Da. Deci pe vale, în spate. Da, suntem amândoi așa puțin stresați de faza că a filmat-o, că Valentina tot îmi zice, bă, nu filma. Eu o țin pe a mea că zic, frate, vreau să filmez, mi-am luat și cafeluța cu mine. Eu vreau să-mi fac treaba, nu deranjez pe nimeni, sunt respectuos, dar nu mă frecați la cap cu asta cu filmatul, că îmi place să filmez. Am făcut o mică prostie, am uitat să ne alegem locurile. Din păcate suntem separați, Valentina acolo, eu aici. Dar avem mult spațiu, frate, uitați. Uite asta. Mamă, cât am mai masă. Bine, avem și un copil care plânge. Are we too far? You don't like to be far from me? I wanted to watch this series. Aww. Oh. Băi, și exact la ora 3 a plecat. La 3 a spus că pleacă. A început să miște. Hai că am venit acum la vagonul restaurant să vedem ce putem să băgăm aici, că vrem să bem o berică, o ceva, trebuie neapărat. Valentina tells me that I'm rude. Am I a rude person? Sometimes. I'm not well behaved? Sometimes. Am I beautiful? Dry, yes. Am niște vinuleț acum, o sticlă din asta e $8. Asta este Cabernet 8, 8, 8. Asta e un Cabernet Sauvignon Chile din 2018 și Vale și-a luat un mai dulce Rosso Nobile al ciocolata. One of them is sweet, the other one is dry. I just, this is dry, yes, exactly. Oamenii crede că eu o să beau din pahar. No, no, no. I want to drink like this. What do you mean? No, I don't want to drink from the glass. Oh. But it's okay, leave it. No, no, no. Cheers. Good. Ok, luăm acum o mică pauză de la beția din tren pentru a vă spune câteva lucruri despre domnul Kevin, despre copiii de acolo din Kibera. O să vă las acum în compania câtorva videouri pe care mi le-au trimis, pe care mi-a trimis Kevin, mai bine spus, cu lucrurile pe care le-a cumpărat. Mi se pare super, super, super mișto cum merg lucrurile acolo și așa cum v-am promis în vlogurile anterioare, o să vă fac câte un rezumat din ăsta de fiecare dată când el îmi spune că, domne, am cumpărat câte ceva, am adus câte ceva și voi dona din banii care au mai rămas. În momentul de față, cred că am mai rămas undeva la vreo $800 sau $900 pentru că încă au fost oameni care au donat. Priviți materialul. Hello, new desk already in Future Stars in school. They've been brought already. As you can see, those are new desk. We have put them here. We are waiting children to come back in school on Tuesday. Now they can start using them. New textbooks are here that we bought last time. New textbooks are here also. And also accessories are here. We have chalk. We have, you can see. And we have new
chairs for the young children. You can see it's here. This is a new chairs for young children. And we have table for young children. These are table for young children. And we have there is the chairs for teachers. Food for the school. We have rice there. We have beans. We have maize flour. We have cooking oil and cooking fat. We have milk. Everything set for food for the school, for the children. Ați văzut, oamenii chiar se ocupă, chiar vor să ajute, chiar vor să facă o grămadă de lucruri bune acolo. Banii voștri s-au dus în direcția corectă, iar treaba asta este extrem, extrem de importantă. Eu am transferat lui Kevin astăzi încă $200. O să vă pun aici pe ecran să vedeți PayPal-ul, să vedeți frumos transferul. Și ușor, ușor, pe măsură ce el îmi arată ce a cumpărat pe acolo, eu mai trimit bani, să spunem ceva de genul săptămânal. La fel, dacă vreți să-i ajutați în continuare, eu nu mai sunt acolo și nu o să mai ajung acolo probabil, vă pun în descriere contul de PayPal al lui Kevin, astfel încât să puteți să trimiteți bani direct. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc în numele lor, am făcut o chestie super tare, Backpack Your Life, comunitatea Backpack Your Life este cea mai tare. Acum revenim la beția din tren. Asta e la dulce. Oho. Wow. Very sweet, but very, very delicious. Very delicious, yeah. Acum de faptul că Valentina, the best beer in her life and the best wine in her life, she had them here in Kenya, frate, dacă vine să credeți. Ați văzut într-un vlog anterior că e moartă după berea Desperados și acum a găsit vinul ăsta care sincer să fiu nu știu de unde e, nu știu ce. No, this has to be Italian actually. Nobile a ciocolata. This has to be Italian. Aha. Da, e 100% vin italian. Valentina vrea să bage o bere după asta și am zis chestia din română. Vin după bere e plăcere, bere după vin e chin. I don't know, but this is something that I knew since I was very young. No. Compram otra botella, si credeți. Hai să vedem și noi unde e baia la astea și mai ales cum arată. Asta e bucătăria. Baia e undeva în afară. Deci chiuveta e în afară, acum e cineva înăuntru și aștept să iasă persoana respectivă ca până să mă bag eu. Uite-vă, super curat, frate. Hai să vedem cum e înăuntru. Valentina și-a găsit un copilaș, frate, de care are grijă. Acordeați-vă la ce burticuț are. L-a trimis tasul aici să stea cu noi. Uitați-vă la cât de simpatic față. Trenul ăsta merge conform ochilor mei cu 118, 121, 122, 116. Wow. Da, la oră. Ceea ce este super, super tare. Noi suntem la a doua strică de vine. Vine că o să ne băgăm încă una. Ne facem pulă până ajungem acolo. După care trebuie să ne ia taxiul să ne ducă până în Diani Beach. Că nu v-am spus, astăzi mergem la plajă. De aici, din Nairobi, către Diani Beach, cea mai de plajă, cea mai de fiță plajă care există în partea asta de lume, în Kenya, adică. Acum am luat cea de-a treia sticlă, frate, de vin, tot gato negro, deci vă dați seama că nu mai înțeleg nimic de ce este în jurul meu. E foarte multă lume aici, e frumos, băutura e bine, drumul e bun, viața e frumos. Și evident că și-a mai luat și alcoolica de Valentina una. Both of us. Și-a luat și Vale una și una. E cas. Dice cas. Cas. Acum suntem în locurile noastre și ne-am mai cumpărat încă o bere aici pe care trebuie să o desfacem. Bișama și pea de bere. Heineken. Pula mea, cea mai comună bere din lumea asta, Heineken, dar
Asta la Valentina. Ce aveți fata, s-auzi Valentina și am vrut să ia niște apă, doar că ăștia n-aveau apă și au dat niște Heineken. Am vrut să mai băgăm niște Heineken. Cred că asta este un miliard de furții de alcool pe care o băgăm pe ziua asta astăzi. De bine. Mai avem vreo 7 minute și ajungem, după care sunt un taxi încă vreo 2 ore. Drumul e lung și tare aș vrea. Gata, după vreo aproximativ 5 ore, l-am găsit și pe tovarășul nostru. Îl vedeți aici lângă mine și mergem către hotel. Perfect. Băi, aseară ne-am făcut praf amândoi. Am ajuns până la urmă acasă. O să începem de mâine, poimine, să filmăm pe aici. Ne aflăm pur și simplu în paradis. Vă fac așa un preview. Concluzie. Foarte, foarte, foarte interesant. Trenul extrem de mișto. Nu m-aș fi gândit niciodată că o să întâlnesc un asemenea tren aici, în Africa. O experiență extraordinară, undeva la vreo 450 de km pe care i-am făcut în 4 ore, 45 minute. Alcoolul foarte bun, o grămadă de opțiuni, foarte, foarte, foarte curat. Singura chestie care lipsește este Wi-Fi-ul și faptul că sunt ei destul de, în fine, de paranoici când vine vorba de securitate, dar asta presupun că are o motivație foarte, foarte, foarte puternică în spate. Overall a rămas mască, deci nu mă așteptam, repet, să vă vreau atât tren așa pe aici, foarte tare. Nu știu, acum am vorbit cu câțiva oameni și mulți dintre ei sunt evident mulțumiți de tren, dar se gândesc cu teroare la lucrurile pe care va trebui să le plătească sau lucrurile pe care va trebui să le cedeze Kenya în schimbul acestui cadou deloc gratuit. Foarte mulți oameni zic, bă, oricum, trebuia să vină cineva să facă, să construiască treaba asta aici. Deci părerele sunt împărțite, dar factorul comun este dat de ideea că trenul era ceva ce trebuia să fie aici. Gândiți-vă că, în mod normal, distanța s-o face în vreo 12 ore cu basul. Deci mergi 4 ore în curățenie aia și în liniștea aia și cum e. Absolut nimic, absolut nimic de comentat. Deci gata, suntem în Diani Beach, abia aștept să încep să o filmez, să facem diferența între partea aceasta și Zanzibar, să vedem unde este mai frumos la plajă, în Zanzibar sau în Tanzania sau în Kenya. Până acum, din ce văd aici, Kenya are un avantaj foarte puternic. Diani mi se pare că are un avantaj foarte puternic, pe care o să vi-l spun în vlogul, evident, dedicat acestui loc. Uitați că vă iubesc, ne vedem în vlogul viitor. La revedere, pa, pa!